Astea. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Încep așadar oficial campania. Cu ce gânduri porniți? Că nu e simplu în campanie și nu sunteți pentru prima dată implicat într-o campanie. Da, așa este. Nu va fi o campanie deloc ușoară, însă suntem optimiști pentru că în condițiile date și mai ales în vremurile acestea specifice, complicate, avem omul cel mai potrivit. Pe Nicolae Ionel Ciucă este un om foarte smerit, un om simplu, un om care are o carieră impresionantă în spate, de care sigur n-a prea vorbit, și asta este o problemă, până la urmă, de PR a Partidului Național Liberal, însă un om pregătit, așa cum v-a spus, pentru vremurile actuale și mai ales pentru cele care urmează. Domnul Nicolae Ionel Ciucă a făcut această trecere în politică în anul 2019, dacă uh, vă amintiți, în momentul în care un... Statele Unite ale Americii dădeau primul ajutor către Ucraina consistent, anticipând ceea ce o să se întâmple în următoarea perioadă. A fost ministrul apărării, apoi prim-ministru, iar acum candidează pentru funcția cea mai importantă în statul român. Într-un context, așa cum am spus, complicat la granițele țării, în Europa, în Orientul Mijlociu, pentru că vedem ce se întâmplă în fiecare zi. Partidul Național Liberal este un partid mare, puternic, mobilizat, S-au adunat peste 1,6 milioane de semnături, astăzi au fost depuse alături de echipa de acolo și împreună cu acești lideri performanți, inclusiv de la nivel local, pentru că trebuie să recunoaștem că Partidul Național Liberal are cei mai performanți lideri locali care au făcut performanță prin faptele pe care le-au făcut acolo. Deci avem o traiectorie bună, avem un candidat bun pe care trebuie să-l cunoască lumea pentru că nu-l cunoaște așa cum ne-am dorit să-l cunoască. Mergem în teritoriu, vorbim cu oamenii, mergem pe la oameni și cred și sunt convins că vom câștiga alegerile prezidențiale. Îmi spuneți că lumea nu a reușit să-l cunoască. În ce fel nu a reușit, nu a reușit lumea să-l cunoască și ce vă doriți dumneavoastră să știe lumea despre dumnealui Pentru că până la urmă nu e ca și cum ar fi un nou venit Chiar dacă face doar din 2019 politică Dumnealui a fost în tot acest timp în prim plan Nu e ca și cum lumea nu-l știe Așa este, eu când m-am referit că lumea nu-l cunoaște Nu cunoaște adevărata fața lui Nicolae Ionel Ciucă Care este un om foarte simplu, smerit Dar care vorbește mult prea puțin despre el Știți cum e, în politică, ca să te cunoască lumea Trebuie să vorbești foarte mult despre ce ai făcut Candidatul nostru nu a făcut -a făcut niciun fel de exces din punctul acesta de vedere Și ăsta este motivul pentru care Partidul Național Liberal va vorbi mai mult despre ce a făcut Nicolae Ionel Ciucă De exemplu, puțină lume știe că Nicolae Ionel Ciucă a primit o distinție pe care a mai primit-o numai regele Mihai The Legion of Merit din partea Statelor Unite ale Americii. Puțină lume știe că Nicolae Ionel Ciucă a fost șef de promoție la Academia Militară, în contextul în care avem candidați care nici nu știm dacă și-au luat bacul sau când și-l-au luat și cu ce note le-au luat. Deci, totuși, toate lucrurile astea, sau ca să ajungi președintele României să ai această funcție importantă, totuși trebuie să treci prin niște etape, să slujești țara, pentru că, așa cum am spus, vorbim totuși de o carieră impresionantă de trei decenii în Armata Română, unde, sigur, apropo de comunicare, nu trebuie și nu poți comunica atât de mult, mai mult trebuie să faci, să organizezi, să planifici și multe alte lucruri de genul acesta. Deci, cred că în perioada următoare, oamenii vor fi, în primul rând, impresionați de faptul că un om cu o carieră așa impresionantă este un om la fel de simplu, și chiar săptămâna asta a fost dânsul în gorj, a fost în mai multe județe. Se întâlnește cu lumea și feedback-ul din partea oamenilor este unul foarte bun. Poate chiar, într-adevăr, Nicolae Ciucă e mai puțin cunoscut ca om, dar el, în dezbaterile în care va fi invitat, cu siguranță va fi întrebat despre chestiuni economice, despre chestiuni de siguranță care țină de um, războaiele care sunt în desfășurare. Acolo, într-adevăr, cu siguranță ar ști ce să răspundă. Dar atunci când vine vorba de chestiuni economice. Care ar fi planul? S-a Dinsu... lansat, dumneavoastră, nu și-a lansat încă programul de încă prezidențiabil? Ca vom, să avea, așa. vom avea o lansare oficială a programului prezidențial acestui plan de țară, însă trebuie să vă spun niște lucruri. În momentul în care Dânsul a fost prim-ministru României, România s-a bucurat de creștere economică și accentul în perioada când Dânsul a fost prim-ministru a fost pus pe investiții, pe valoare adăugată. S-au atras, atras cei mai mulți bani europeni de fapt ceea ce face Partidul Național Liberal și la nivel local prin liderii performanți, Boc, Bolojan și mulți alți colegi, Nelu Popa de la Reșița și mulți alți colegi din țară, primari, mai mici sau mai mari, asta am făcut și la nivel național. Iar domnul președinte Ciucă a înțeles această filozofie economică în primul rând tocmai prin exemplu pe care oamenii l-au dat. Dacă vrei să ai salarii bune în țară, dacă vrei să ai pensii bune, atunci trebuie să aloci mai mulți bani la investiții, să ai un nivel de educație crescut și toate lucrurile astea merg în direcția bună. În ceea ce privește securitatea, este un om care știe de la firul ce înseamnă să aperi libertatea oamenilor și a făcut lucrurile acestea în tatrele de război unde a fost împreună cu camarazii lui. Deci din punctul acesta de vedere și mi-amintesc de ceea ce a zis Băsescu. recent într-o declarație, a spus foarte clar că cel mai echipat ca să devine președinte este Nicolae Ionel Ciucă, ceea ce este adevărat, pentru că, sigur, sunt mulți oameni care s-au afișat la start, însă, totuși, vorbind de o perioadă extrem de complicată. Și în momentul în care ai război la graniță, în momentul în care ai decizii de luat, în momentul în care trebuie să uh, planifici, să spun așa, tot ceea ce înseamnă până la urmă relația aceasta a României cu NATO, cu partenerii strategici, trebuie oameni credibili. Oameni care au lucrat de-a lungul timpului cu acești parteneri strategici și în care ei au încredere.